ce bine a sunat nota de plată, Motanu și Ina împreună pe drum cu prioritate și cu rațiunea zilei alături de Cătălin Striblea, începând din acest moment. Salut, Cătălin! Salutare, bine v-am găsit! Astăzi Cătălin a venit să ne învețe cum să ne ferim de fake news-uri. Are lucruri să ne povestească și de-abia aștept să le aud. Am zis să aduc ghid, știi? Că sunt o perioadă încărcată de foarte multe informații vehiculate de toate părțile implicate în chestiunea asta și care sunt unele mai mult sau mai puțin adevărate. Adică trebuie să te uiți cu atenție la ele, să nu le iei otova. Că așa e războiul informatic și digital. Îți pune în față tot felul de lucruri și când ai avalanșa de informații, se și greșește, da. Se greșește foarte mult, iar noi suntem de multe ori intoxicați și atunci am zis să vă dau niște sfaturi. Bine, plec și de la o idee, de la un lucru care se petrece la noi în țară. Dezvoltăm subiectul imediat. Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. La finalul săptămânii trecute a ieșit o sămânță de scandal așa, dintr-un subiect care e foarte important. Mai multe organizații neguvernamentale au propus guvernului un plan prin care acesta să primească mai rapid sesizări și să răspundă populației la știri care ar putea fi false, știi, cu impact mare, gen astea, benzina și așa mai departe. Mă rog, sămânța de scandal e apărută că cineva de la guvern s-a hotărât să treacă prin proiectul ăla prin care se făcea instrumentul ăsta și niște termeni care aveau legătură cu libertatea de exprimare. Știți voi, domnul Iohannis, domnul Ciucă... Mă rog, lucrurile au rămas deocamdată nerezolvate acolo, se construiește ceva, vom vedea ce mecanism și la România în direct, la un moment dat o să vă supun la dezbatere chestiunea asta. Avem nevoie de un mecanism statal care să semnaleze știrile false? Se scumpește domnul Ciuc. Dispar din social media. Exact. Bun. Da, acum, de ce e important? E foarte important pentru că ajungi în situații de genul ăsta. Cozi la benzină, te duci și îți faci ăsta stoc de ulei complet aiurea sau începi să ai credințe care deformează realitatea și care nu au, cum să zic, te pot pune în situații complicate zilele astea. Și trebuie să știți că ambele părți care sunt în războiul ăsta, și Rusia și Ucraina, folosesc destule mijloace care să te pună pe gânduri, știi? Un dintre ele, la un dat, Euronews făcea o analiză și, uite, sunt câteva pe care le știți și voi. De exemplu, chiar înaintea invaziei, în primele zile ale invaziei, au existat niște clipuri cu orașe bombardate, da, și se spunea că ori că a început războiul, ori stop războiul, ori chestiune de genul ăsta, sau imediat după război, imediat după începerea războiului, au fost puse fotografii cu bombardarea unor zone rezidențiale. În fotografiile alea era o explozie de la Tianjin din China, care, mă rog, explodase acolo, să zicem, un depozit, ceva, o chestiune cu carburanți, imaginea mai veche din 2015, sau a fost folosită chiar imaginea exploziei de la Beirut, despre care am vorbit și noi, cât să fie un an, nu? Mai un an, ceva de genul ăsta. Astea sunt unele. După care, astea au fost viralizate de vreo 100 și ceva de mii de ori, spune Euronews. După care a fost filmul acela cu un exercițiu de apărare civilă din Austria, care era prezentat sub titlul Războiul este o farsă, nu credeți, nu e nimic adevărat, pentru că s-arăta imaginea aia la un moment dat, cum din sacii cu presupusele cadavre se mișcă, da, și oamenii ieșeau de acolo. Ei bine, aia era iarăși o dezinformare, o știre complet falsă, da? Și asta s-a viralizat de vreo 100.000 de ori, adică a fost văzută de cât se poate de mulți oameni. De asemenea, în ce privește celebrul pilot, fantoma de la Kiev, da? Adică, în ciuda încercărilor repetate ale jurnaliștilor de a stabili existența unui pilot care să fie fantoma din Kiev, nu s-a reușit acest lucru, chit că oficialii ucraineni l-au invocat la un moment dat. Iar fostul președinte Petru Poroșenko a pus și niște fotografii cu el, mă rog, cu casca de pilot. În momentul ăla, jurnaliștii care se ocupă de așa ceva au identificat și fotografiile, ele sunt de la dintr-un test pe care piloții ucraineni l-au făcut în urmă cu vreo 4 ani pe niște avioane de vânătoare franceze. Și nu era adevărat, nu știm dacă există o fantomă din Kiev. Uite, așa crești moralul trupelor. Crești moralul trupelor, ideal nostru. Asta zice, în această perioadă trebuie să știți că e foarte greu să verifici informația care vine în cantități uriașe, oră de oră, și mai ales
cu imagini, da, care însoțesc, pentru că există nenumărate surse de informare, circulația informațiilor pe WhatsApp și alte canale, spre jurnaliști sau spre diverse canale care nu au atribuții jurnalistice și nici experiență, vin informațiile astea, sunt foarte greu de verificat. Redacțiile mari și-au făcut niște tool-uri, să le spunem, niște instrumente care verifică cu geolocație, în fotografii, să știți că de câte ori se face o fotografie sau un film cu telefonul, în spatele fotografiei rămâne geolocația. Ei se uită, compară cu diverse hărți de pe teren de la Google, văd dacă s-a întâmplat acolo, când ar fi putut fi făcută, dacă lucrurile mai arată la fel, și de asemenea confruntă declarații sau apelează la surse din teren. Și m-am gândit să vă spun unde mă uit eu, că până când rezolvă guvernul chestiunea știrilor false, ca să ai un pic de răbdare așa și mai multă încredere, te poți uita pe site-urile mari, să zicem așa. Și am să vă dau câteva sfaturi. În primul rând, Facebook-ul nu este o sursă de informații. Deci, ca să iei știrea corectă, nu te duci, sigur că poți fi, sunt o grămadă de știri corecte pe Facebook, dar nu de acolo te informezi. Dacă tu stai în feed-ul tău și te uiți pe feed și din când în când vezi o știre și dai click și pe aia mai vezi alta, nu e modalitatea corectă. Deci, ca să primești informație, trebuie să ieși din Facebook, să te uiți pe un site de știri, pe cele pe care le știi că sunt vechi și serioase și despre care ai mai auzit, că ăsta e primul lucru. Uită-te acolo, cine scrie acolo. Dacă sunt site-uri pe care le știi de 20 de ani încoace, sunt instituții respectabile cu oameni care au față și cu care poți relaționa, indiferent de opinia lor politică, da, atenție mare, indiferent de ceea ce cred ei, probabilitatea ca informațiile să fie, ca informația să fie corectă, este foarte mare, da? Poți să iei Europa FM, care e o sursă credibilă, poți să iei Digi, poți să iei Hotmail. Sunt agențiile de presă. G4, da, lumea operează mai puțin cu agenții. Pentru noi e mai ușor cu agențiile și plătim, dar oamenii se uită la chestiunile astea. După care ai Twitter. Twitter este o sursă de informații mult mai bună decât Facebook, pentru că nu ai spațiu să scrii opinii. Twitter-ul a și făcut un canal care se numește Twitter Moments, este cu, exact pentru Ucraina, și acolo informația este ok, corect, este din zeci de surse, poți să-l urmărești. Dacă vorbești limba engleză, poți să iei redacțiile mari de la BBC, CNN, știu eu că astea sunt neplătite, sunt la liber și este foarte simplu pentru toată lumea să le urmărească, chiar și cu puțină engleză, pentru că ele sunt puse cu buleți și îți înțelegi foarte simplu ce e acolo. Și pentru cei care vor lucruri ceva mai mai dure, mai rapide, să zicem, imagini din chiar din război, dar despre care avem știința că sunt verificate, vă recomand un canal de Telegram făcut de câțiva jurnaliști cu mare experiență, se numește Casa Jurnalistului, canalul de Telegram respectiv, și oamenii de acolo primesc imagini din război, supraveghează tot spațiul ăsta digital și publică mici știri întotdeauna cu imagini și cu explicații foarte scurte despre ceea ce vedeți. Deci pe canalul Telegram, da? Pe aplicația Telegram, canalul Casa Jurnalistului, e o sursă ok de informații. Vă atrag atenția că unele dintre ele sunt violente, da? Pentru că sunt din război, nu sunt cenzurate, că nu au directivă de asta CNA, dar puteți să vedeți niște informații credibile, verificate și prezentate de niște oameni profesioniști. Mulțumesc, Cătălin, pentru explicații. Te așteptăm din nou mâine alături de noi. Muzica Europa FM este la un click distanță. All my favorite music on demand. Apasă play oriunde vrei. Europa FM.